mulțumesc pentru răbdare. Sper că v-a plăcut sushi-ul. Dacă n-ați mai apucat, vă invit să comandați de pe mysushi.ro. Vă invit să vă așezați comun pe scaunele de la Hub. Între timp o să mai spun sponsorii, partenerii noștri. IQS, Traffic.ro, comunicare de presă, orașul meu, Star UB, GP, The Hub, Bucarest. Sponsor, Newsman, Evredi, Două Parale, SEO Monitor și Web Digital. Ok, n-am nevoie de prezentarea asta ca să-l prezint cu Cornel. Hai, Cornel! Aici mi-a notat colega mea totuși ceva. Zic, Cornel este specialist. Bună seara. Cornel este specialist pe procurări în cadrul agenției Web Digital și certificat Google AdWords. De un an și câteva milioane de click-uri construiește și optimizează campanii PPC. Nu, e prea frumos, trebuie să citesc. El a gestionat cu succes peste 50 de conturi și a obținut rezultate apreciate de către clienții Web Digital. De asemenea, uitându-ne împreună cu mentorul și colegul său, Dragoș, și spuneau peste un grafic, graficul lui Cornel era ascendent. Foarte ascendent la nivel de note. Noi avem un sistem de notare intern și apreciem performanța campaniilor și practic așa putem uniformiza și gândi macro la nivel de cât de performante sunt campaniile gestionate de către un specialist al nostru. Și lucrul ăsta se întâmplă, iar graficul lui Cornel arată așa. Nu știu exact, asta e prima prezentare. Da. Și vă rog să îl aplaudăm ca să îl încurajăm. Sper să-ți placă prezentarea, nu știu dacă ai văzut-o. N-am văzut-o. E ok? Să începem. Prezentarea mea este puțin metaforică, să spun așa. Se numește Războiul Rece în PPC. Aici am făcut o analogie între... O analogie între bugete foarte mari, bugete foarte mari pe care eu am numit oligarhi și advertiser cu bugete mai mici care vor performanță din partea campaniilor pe care i-am numit audai. Ca să definim, un oligarh are ca și KPIs pare că prezentarea e puțin decalată. O să vă spun ca și KPI poziția medie, anunțul vrea întotdeauna pe primul loc, vrea întotdeauna click-uri, vrea întotdeauna cele mai multe afișe. Un outlier este interesat mai mult de ROI și de customer retention. Eu sunt Cornel Coman, specialist pe PPC la Web Digital, am gestionat peste 50 de campanii de pe click marketing, cu succes, cum scrie acolo, și fac lucrurile altfel. Tot eu sunt specialist pe PC, nu pe PT, după cum probabil s-a și văzut anterior. Am gestionat peste 50 de campanii pe PC cu succes, chiar toate cu succes, și berea îmi place la fel de rece. Să începem prezentarea efectivă. 7 idei de promovare mai intensiv pentru outliers. Am numit-o. Primul canal pe care l-aș recomanda este canalul de Google Search. Dacă ești oligar, faci așa. Am luat un exemplu, e de pe laptopul meu. Cu căutarea laptopului ieftine, nu știu dacă se vede exact aici. Acestea toate sunt rezultate plătite. Aș recomanda să nu faceți dacă aveți un buget limitat. Fiind lumea SEO pe ce m-am gândit să introduc și puțin sau o prezentare. Cum v-aș recomanda să faceți mai degrabă pe coduri de produs? Să mergeți foarte specific, adică mai departe de denumirea produsului până la codul de produs. Pare dificil și la prima vedere s-ar putea să credeți că nu sunt căutări, dar sunt suficiente. Outlierii sunt aici.
atenție la negative. În industria asta se caută foarte mult review-uri, componente, second, se caută în orice industrie. Așa că ar fi bine să vă gândiți înainte la o listă completă de cuvinte negative. Cum se face asta? Export din baza de date, plus Excel, plus setor de editor. Avem o coloană cu codul produsului, următoarea coloană cu URL-ul de destinație. E simplu, verificați întâi Excel pentru care cuvintele, codul de produs, astfel să nu conține caractere pe care domnul ne acceptă oricum o subiectorare din setor de editor, din care nu o să verificați. După ce importați, ca și structura v-aș recomanda ad-grupuri pe branduri, astfel încât anunțurile să fie foarte relevante, cât mai relevante cu ființă. Utilizatorul când caută un cod de produs, îi spune cine că știm ce produs caută. Adică cifrul ăsta nu spune nimic, dar să spunem, ok, știm că tu cauți laptop cu Asus cu tare. Trecem mai departe la un asemenea volum. Nu se pot verifica manual toate link-urile, URL-uri de destinație. Ca și soluție, știu că AdWords spune pe suport că se dezaprobă automat anunțurile care trimite pe pagini 404, dar durează o perioadă, iar bugetul fiind limitat, nu știu dacă vă permiteți să așteptați pe AdWords să vă dezaprobe anunțurile. Așa că aș recomanda AdWords Script. Este un script gratuit, îl găsiți la adresa de mai jos, de jos. Următorul canal de promovare ar fi Google Display, este tot GDN. Ești obligat, faci așa, vrei peste tot, nu faci segmentări. Vrei rezultate, trebuie să segmentezi cât mai atent. Nu m-au gândit pe, nu știu, laptopuri, când am ales această segmentare. Ca și Play Store-uri. Am dat exemplu de comparatoare de prețuri. Pentru că în momentul în care o persoană se află și o comparatoare de prețuri, clar, compară prețuri, combinat cu contextual pe laptopuri, eventual cu brandul produsului, pentru anunțuri mai specifice, știm exact că el caută prețuri la laptopuri. Am adăugat aici și sexul masculin. M-am gândit, la fel am plecat de la ideea de buget redus. Ar fi bine să nu ne gândim la oportunitățile pe care le-am putea pierde, ci mai degrabă să mergem la început foarte bine targetat, astfel încât să nu luăm clipuri accidentale sau irelevante. Al treilea canal, de fapt, este tot cu Google Display Network, dar este o strategie. Este remarketing. Ești obligat de targetezi 550.000 de persoane, nu știu nimic despre ele. Ești outlier. M-am gândit la două strategii pe care noi le folosim cu succes, care au rezultate. Remarketing pe coș. Ce înseamnă asta? Persoanele care au adăugat un produs în coș, dar nu au finalizat comanda. Iar ca și strategie secundară, zicem remarketing pe categorie plus placement. Remarketing pe categorie înseamnă atunci când retargetarea vizitatorilor care au ajuns cu anumită categorie din site, dar nu au convertit în acea categorie. Este foarte important să excludem asta. Se face dacă aveți bine implantat modulul de e-commerce, știu exact în ce categorie a convertit un utilizator. Facebook Ads. Ești oligat, am pus ca și segmentare un document. Da? E ok, ai făcut o segmentare, ai un anunț, multă baftă. Ce vă recomand custom audiences. Ce înseamnă asta? Înseamnă targetarea utilizatorilor site-ului. Adică, se exportă baza de date cu adresele de e-mail. Pentru utilizatorii care în prealabil și-au dat acest lucru. Se importă în Facebook și practic se targetează utilizatorii de pe site-ul tău înregistrați. Bineînțeles și aici se pot face segmentări în funcție de cât de detaliat este baza de date, să zicem așa. Știm exact ce se sau ce se pot face segmentări și aici. Facebook retargeting. Este următoarea strategie pe care aș propune-o. Ești obligat, nu faci asta.
Ești outlier, care targetezi utilizatorii care au ajuns pe coș, care au băgat în coș, dar nu au finalizat comanda, practic sunt acelea strategii ca și la remarketing-ul pe AdWords. Numai că aici există o limitare la nivel de listă de remarketing, se pot face doar în funcție de URL-ul de destinație, adică nu se pot face ca în Analytics, se exclude listatorii care au făcut bounce sau care au stat toate puțin pe site sau și așa mai departe. Următorul canal sau strategie este totuși Gmail. Dacă ești oligar, este posibil să vezi mail cu google.com în automatic placements, dar nu o să vezi asta pentru că nu te uiți. Pentru că nu te interesează bugetul, deci nu o să vezi Gmail. Dacă ești outlier, separi acest canal de restul campaniilor de display și targetezi contextual pe newsletter concurență. Aici m-am gândit, mi-a venit ideea așa, cum plan la prezentare, mă gândeam că odată cu apariția tabului Promotions, practic newsletter-le intră acolo, iar tu targetând newsletter-le, practic știi despre utilizatorul la care l-a dat click pe Promotions, vrea să citească newsletter-le, e interesat de oferte și așa mai departe. Deci, cred că, nu sunt sigur că e un insight bun, dar vi l-am spus, să vă gândiți. Următorul canal, YouTube. Cum fac oligarhii, din păcate nu avem sunet, o să vă spun eu cum fac. Mami e greu la școală, probabil ați făcut toți pe YouTube când ascultați muzică. Aici aș targeta mai mult mămicile, nu știu dacă aveți ca o mămică, dar am înțeles, sunt oligarhii. Ești outlier, cum recomand? Display cu placement, videoclipuri cu review-uri. Aici am un exemplu. S-a întâmplat să văd într-o campanie ca și placement automatic un site al concurenței. Practic ce făcuseră ei, importaseră review-uri de pe YouTube cu ad-uri și trimiteau către site-ul nostru din anunțul nostru. Bineînțeles că apăreau pe videoclipurile pe din YouTube. Review-uri video pentru produse pe căutări pe YouTube, practic. Și YouTube-ul este al doilea mai motor pe căutare. Era un exemplu. Și a treia strategie este True Viewing Stream pentru Top of Mind Awareness. Aici trecem un pay-per-view, dar mi se pare interesant că dacă poți să transmiți mesajul principal, mesajul cheie în primele 5 secunde, înainte ca utilizatorul să poată să dea skip, practic îl forțezi să asocieze brandul tău cu produsul tău cel mai bun. Știi cum mi-aduce aminte de vorbitul la telefon cu când puteai să vorbești primele 2 secunde sau 3 secunde și nu le plătești, știi? Cam ăla e principiul, nu? Se poate zice, dacă poți să-i spui atunci. Dacă îi spui repede și mai închis, după aia suni iar, știi? Cumpăr acum de pe. Ok. Aici o să trecem repede, nu am prea multe explicații. Am gândit că strategiile anterioare sunt puțin foreign pentru cine face pe PC. Și am zis, dau niște tips and tricks. Să vedem. Dacă încă mai ai buget, încearcă seara când ceilalți nu mai au sau mare parte dintre ei nu mai au. Ai disti suferă de blindness. Cauza benelor de tipul ăsta, tu îți dai la când plăteai, aveam telefonul în grăvadă, dacă era el 99.000 de prestatori. Atenție la anunțuri. O altă particularitate a domeniului ar fi că un laptop ASUS X550CC este același pe toate site-urile. Deci, clar, promoția, prețul face diferența. Din nou, cred că persoanele din zona asta știu să-și calculeze și mouse-ul ăla cu costă și știu că e inclus în preț și așa mai departe. Deci, mare atenție la ofertă când alegeți produsele de promovare. Se poate și mai rău, chiar cineva recent un articol Double Serving, în state să facem, de către cei care au bani, se clonează site-ul, se modifică puțin design-ul și ocupă toate sloturile de anunțuri, din conturi diferite de loc. La noi n-am văzut timp asta. Concluzia, testați, la voi campania. Mulțumesc că am fost Cornel. Felicitări! Stai acolo la întrebări, că na, trebuie să iei o întrebare.
Te rog. Stai că vin. Până la anul, vreau să spun dintr-un exemplu concret, este foarte eficient, se licitează foarte puțin și dacă faci un cost, tu plătești per view efectiv, dar dacă faci un cost pe vizită, comparat cu search, ești mult mai ieftin. Adică dacă ai calculat un CPC, așa să-i spunem, o vizită pe site, din YouTube, e mult mai ieftină decât un CPC pe search. Mesajul tău, pentru că pur și simplu nu este interesat. El vrea să-și vadă videoclipul lui cum îți spune. Da, înțeleg, dar o să fie obligat 5 secunde să vadă videoclipul tău. Mulțumesc mult, Cornel. De asemenea, mulțumesc mult pentru întrebare. O să iau și eu răspuns la întrebarea, dacă vrei să am și eu intervenții. Din păcate, pentru cei din online, suferim de adesea de faptul că TV-ul are cel mai mare market share și în continuare, după 50 de ani de la apariția primului televizor, are și deține monopolul pe piața de media. Și atunci, întrebarea ta e de fapt o întrebare care spune să facem reclamă la TV? Am înțeles. Și dacă vom avea o variantă, o alternativă de a face, de a atinge aceeași audiență în același mod, cum ei fac de 50 de ani, dar mai ieftin decât search-ul, să nu o facem. Ok, rămâne întrebarea asta deschisă, așa, nu știu, rămâne să vă răspundeți voi la ea. E mai ieftin TV-ul. La volume mare este mai ieftin TV-ul decât online. Da, dar la volum de punct de vedere al iPods-urilor de... Putem discuta după. Mulțumim mult, Cornel, o prezentare foarte reușită și nu zic numai pentru că chiar mi-a plăcut. Felicitări! Ultima prezentare și ultimii nu sunt cum e, ultimii sunt cei din tâi, nu? Bogdan Aron. Nu mai necesită prezentare, nu? Hai să-ți fac prezentare, zic ceva despre tine până punem prezentarea. Bună seara! Și eu tot o prezentare despre ITNC am, așa cum au avut și colegii mei până acum. Eu o să încep prin a vă spune două povești. Povestea lui Andrei cel Mic și povestea lui Andrei cel Mare. Ca să înțelegeți mai exact în ce ne referim noi când spunem, noi la două parale, când spunem că marketingul se democratizează. La un moment dat, acum un an și ceva, eram proaspăt sosit la două parale și am plecat acasă într-un weekend, ajung vineri seara acasă, vorbesc cu maică-mea, da. Și vorbim de-al noastră și la un moment dat, maică-mea îmi spune că am și o colegă de serviciu, care are un băiat de clasa 7-a, Andrei, și copilul ăsta de clasa 7-a s-a dus la taică-su și după ce și-a zis să-i dea și lui cardul și banul. Și după ce a făcut chestia asta, Andrei a început să primească, Andrei cel Mic, a început să primească niște bani, dolari pe card. Și părinții au devenit brusc foarte îngrijorați. Mă rog, copilul cu banii ei aș cumpăra ajudași, haine și chestii de genul ăsta. Și, mă rog, după ce m-a povestit mai cum chestia asta, eu l-am băgat de seama, am zis, măi, și eu sper să nu facă nimic ilegal, acum și dacă face în momentul ăsta, n-am cum să-l ajut. Și a trecut timpul după, nu știu, o săptămână sau ceva, și l-am văzut pe Andrei, numele lui de familie, de fapt era numele lui maică-sa, că era unul dintre cei pe care îi plăteam noi la două parale. Și pe momentul ăla m-a lovit rău de tot și am zis, opa, stai așa, că ce înseamnă asta? Înseamnă că un cuș de clasa 7-a poate să promoveze un magazin online, puși români de clasa 7, da? Poate să promoveze un magazin online din România
magazin online din Australia, să zicem, pe piața din state și poate să câștige un procent din banii pe care îl generează. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat niciodată în istorie până acum câțiva ani, până la apariția marketingului afiliat. Și pe măsură ce ne uităm și către alte domenii, democratizarea asta se întâmplă din ce în ce mai des. S-a întâmplat cu jurnalismul, vedem jurnalist versus blogger. Era un timp în care, ca să poți emite o părere care să fie ascultată, nu știu, de 10.000 de oameni sau de 1.000.000 de oameni, atunci trebuia să scrii măcar la un ziar local, dacă nu la un național. Și probabil au apărut blogurile și s-a democratizat cu jurnalismul. Brusc, oricine putea să scrie orice, iar ceea ce scrie el să fie auzit și citit de foarte, foarte, foarte mulți oameni. Și ăsta a fost primul moment în care mi-am dat seama că, de fapt, ceea ce facem noi, nu facem o platformă de publicitate unde afiliații se întâlnesc cu advertising, ce facem noi, le dăm șansa celor care sunt cu adevărat buni să democratizeze marketingul. Și a doua poveste, povestea lui Andrei cel Mare, ăsta e un prieten al meu pe care îl cheamă tot Andrei, și cu care am ieșit la masă într-o zi la prânz și am mai povestit noi. El făcea afiliere în afară. Și la un moment dat, bănuiesc-o foarte mult. L-am făcut și eu, și SEO, și PPC, și am avut și o companie care făcea treaba asta. Și la un moment dat am zis, bă, dar ce-ar fi dacă mi-aș face un magazin online, nu? Că, na, mă pricep să promovez lucrurile destul de bine, cost-efectiv. Și dilema asta o avea și el și m-a întrebat, bă, uite, aș vrea să fac un magazin online, să vând flori, da? Știu pe cineva care, na, și-aș vrea să vând flori. Și atunci l-am întrebat, băi, mi-a dat seama de chestie. Poți să te pricepi la marketing și poți să te pricepi la comerț. Sau poți să te pricepi la comerț. Dacă e să faci un magazin online, e mult mai bine să te pricepi la comerț. Să știi de unde să cumperi flori de ieftin și să le vinzi mai scump. Chestia asta te ajută mult mai mult decât să te pricepi la marketing. Practic, poți să faci un magazin, da? Fără să te pricepi la marketing, dar nu poți să-l faci fără să te pricepi la comerț. Și tot având, dezvoltând cu el lucrul ăsta, deci el practic asta știa, să facă, băi, eu știu să aduc oameni fix până la ușa magazinului. Și oameni care sunt dispuși să cumpere în momentul la care au bani pe carte și așa mai departe. Dacă aș găsi pe cineva care se știe să facă partea asta de comerț. Că el nu se pricepe la partea de comerț. Dacă el ar face un magazin, atunci partea lui de comerț ar arăta ceva de genul ăsta. Și momentul ăla a zis că, bă, tu faci afiliere, nu? Păi asta e afiliera. Și l-am lăsat așa, până m-am plecat fiecare în carul lui și m-am lăsat așa, stau un pic tot. Cred că am reușit să stârnesc ceva în mintea lui. Puterea ambilor, atâta lui Andrei cel Mare cât și a lui Andrei cel Mic, e să aducă oameni targetați, pregătiți să cumpere. Și super și afiliere îi ajută pe ei să-și pună în valoare aceste super puteri. Impactul în economia afilierii deja e destul de mare. Asta sunt câteva cifre de la noi. Mai o chestie interesantă aici, da? Cum funcționează afilierea? Să zic că eu sunt un cumpărător și intru pe site-ul Tinaer, nu știu dacă un exemplu tău mai bun, da? Intru pe site-ul Tinaer, adaug ceva în coș și până mă aștept să mi se livreze produsul, da? În spate ce se întâmplă? În spate se întâmplă că în sistemul lor apare o comandă, da? Comanda respectivă este procesată de cineva și ajunge la furnizor. Furnizorul, printr-un curier, ia comanda respectivă și o trimite la Tinaer. Până mai departe, Tinaer o împachetează frumos și mi-o trimite mie, da? Ei, chestia asta, la noi, s-a întâmplat de aproximativ 400.000 de ori până acum. Adică au fost 4.000 de vânzări care s-au întâmplat prin două parale până acum. Asta înseamnă foarte multe tiruri care s-au plimbat din România, încărcate cu marfă, datorită oamenilor care au puteri și care știu să promoveze. Bun. Tot m-am gândit cum să... Mi-am dat seama că venind aici e foarte greu ca să mai învăț pe cineva SEO sau PPC. Adică mă aștept dacă majoritatea celor care vin la lumea SEO PPC sunt mult mai curent la curent decât mine.
fie cu noțiunile de SEO, fie cu noțiunile de PPC. Ce mi s-a părut mie important și nu prea am văzut că se atinge nicăieri la noi, cel puțin în România, noțiunea asta, e aceea de buying cycle. Dacă veți căuta pe net, veți găsi diverse, foarte, foarte, foarte multe reprezentări cu diverse stadii ale buying cycle-ului. Majoritatea dintre ele acoperă aceleași stadii. Și ele sunt patru la număr, au fost definite la un dat în 1910 de un psiholog. Și au, mă rog, de-a lungul timpului au suferit diverse schimbări. Și acum am să vă întreb pe voi ca și afiliat, în ce moment considerați că, de fapt întrebarea n-ai mai mult retenit, în ce moment e ok ca un afiliat să intervină? Păi le interesează să facă vânzări, da? Atunci trebuie să targeteze în partea de jos. E foarte important, în schimb, ca magazinele să-și acopere partea de need recognition, problem awareness, information. Și am și vreo două de aici, ca să înțelegeți mai exact ce vreau să zic. Să presupunem că cineva are o durere de spate, da? Și aș vrea aici să construim un pic și să vedem în ce moment credeți că e cost efectiv ca să intervină un afiliat. Cineva are problema de spate și caută pe Google durere de spate, evident. În momentul ăla, omul ăla nu e pregătit să cumpere și ar fi absurd eu ca și afiliat să targetez pe el cu o reclamă. Și după ce omul ăla caută pe Google durere de spate, mai departe ce face? De seama, începe să caute diverse soluții. Și să zicem că găsește două soluții. Fie să duce la o clinică unde să facă gimnastică medicală, fie își cumpără un medicament. Evident că alege varianta simplă, ok, eu durere de spate care nu mi s-a mai întâmplat, trebuie să cumpăr un medicament. Ce medicament aș putea să cumpăr? Trece punctul următor. Aș putea, după un alt research, vede că aș putea să cumpăr Midocam sau Arcoxia, da? Durerea de spate e suficient de puternică. Apropo, nu vă recomand să căutați pe net medicamente și să luați medicamente pe baza ceea ce găsiți pe net scris. E doar un exemplu pentru că mi se pare că se potrivește foarte bine pentru ceea ce încerc eu să exemplific. Bun. Și de seama că are nevoie de Arcoxia și mai specific care are nevoie de o doză mai mare de Arcoxia de 120 de miligrame. Bun. Și ajunge punctul care trebuie să cumpere efectiv și poate să cumpere la farmacia X sau de la farmacia Y. În ce moment credeți că ar trebui să intervină, în ce moment ar trebui să facem aici o campanie de bere, de exemplu? Dacă poate să mă ajute cineva. În care? În momentul ăsta trebuie să știi de curat și să-i caută. Farmacia, de fapt, ca să fiu mai concret. Farmacia, în ce moment ar trebui să facă o campanie de bere? În momentul în care lansează un nou produs pe piață și nimeni nu știe despre existența produsului respectiv și trebuie să crească awareness-ul. Exact. Pentru lansarea unui produs, ok. Nu aveam microfon, știi, și asta nu... Un afiliat, în ce moment ar trebui să... Un afiliat care își dorește să câștige bani, în ce moment ar trebui să intervină? La, să zicem, că sunt, nu știu, sunt patru puncte aici. Păi în ultimul de jos. În ultimul de jos, exact. Cumva, cred, sau nu știu, merge la punctul 3, punctul 4, pentru că cumva primele două puncte sunt de datoria celor care sunt implicați direct în industrie să le marketeze. Ce e foarte important aici, la primul punct, chestiile astea pot numi recognition sau problem awareness, poate să aibă doi stimuli. Poate să fie un stimul intern, da? Cum e ăsta, cum mă doare spatele, trebuie să găsesc neapărat o soluție. Sau, nu știu, trebuie să ajung de la... Vreau să plec în vacanță la Barcelona, ok, trebuie să găsesc un bilet de avion. Chestiile astea pleacă de la noi. Sau poate să fie chestii externe care sunt trigăruite de publicitate. Și am aici o reclamă foarte frumoasă la un aparat foto Olympus care zice așa, the fastest autofocus. E foarte posibil ca după ce cineva vede această reclamă să-și dea seama că, băi, aparatul meu e cam învechit, am nevoie de un aparat, da, care să facă autofocus mult mai bine decât acesta pe care l-am. Și dacă e să mergem mai departe cu exercițiul, prima fază e ok. Mișto, reclamă mișto, ar trebui să schimb camera. Bun, mai departe, ce fel de camere trebuie să iau?
de SRL sau compacte sau mirrorless. Evident că n-a cineva care habar n-are ce camere să-și ia în punct ăsta, n-are sens să targetăm cu o reclamă prin afiere. Cineva care caută DSLR simplu, în mod sigur nu e pregătit un punct ăla să cumpere. Bun, și mai departe, tot ce tine despre camerele DSLR și de seama, bă, pentru mine ar fi cam greu să configurez o cameră, să fac o poză. Și își dă seama, ok, am nevoie de o cameră compactă. Bun, ce fel de cameră? Am banii ăștia, seama că are nevoie de un Canon PowerShot TSX260. Și în care caută chestia asta pe Google, deja ajunge punctul în care știu ce vreau să cumpăr de la magazinul ăla sau magazinul celălalt. Ăla e un moment foarte bun să intervenim cu o reclamă. Chestia asta o să mă arăt un grafic la sfârșit. Nu e absolut obligatoriu să mergem strict la ultimul punct, pentru că vă duceți la ultimul concurența și cea mai... E foarte posibil ca... Da, asta n-ați avut nicio reacție până acum. E foarte posibil ca în punctul ăsta aici, să zicem că facem level, da? Trebuie să fie mult mai ieftin decât aici. Da? Și asta cumva s-ar putea să balanceze. Asta e destul de important să testați. Începeți de aici să testați, pentru că aici clipurile sunt mai ieftine, rata de copii se cuvinte, dar s-ar putea să aibă sens. Bun, și tot... Asta e o chestie pe care au prezentat-o cumva, m-a plăcut ca și Cosmin și Cordel înainte, au atins-o. E foarte important în momentul în care plătiți pentru trafic și în momentul în care vă afectează în mod direct dacă ceea ce promovați voi se vinde sau nu, să mergeți cât mai targetat. Și asta e a mai am 5 minute. Nu mai ai 5 minute, mai am nici cu care 5 minute. Ba da, ai! Ok. Nu știa de când mai prezentat. M-am gândit că... Am prezentat. Este amuzant acum. Bun, n-am cum să mă învăț SEO și PPC sau nu, cred că mai am ce să mă învăț pe partea asta de SEO și PPC, cel puțin eu, și m-am gândit ce ar mai fi interesant pentru audiența din seara asta. Și m-am uitat la chestia asta. Nu știu... La ce se referă? Chestia asta se referă la Black Friday. Cred că ăsta e un eveniment, atât Black Friday, cât și perioada asta de cumpărături care urmează, e un eveniment pe care îl așteptăm cu toții cu interes. Ăsta e un grafic care reprezintă ce s-a întâmplat la noi în trecut, când într-o singură zi, pe 23 noiembrie, supereroi, superafiliații din două parale, să le zic așa, au reușit să producă pentru magazinele online din două parale vânzări câte se produceau într-o lună întreagă în mod anual. Deci, într-o singură zi, a fost o lună întreagă. Se poate vedea chiar și pe grafic aici creșterea, practic, jos e o linie care e destul de lin așa și cum o creștere foarte, foarte, foarte mare. Ce e interesant în perioada asta e că se schimbă... V-am povestit mai devreme, am dat de spatele, caut pe Google despre durerea de spate, pe urmă am dat seama că de fapt aș vrea o pastilă, pe urmă am dat seama exact ce pastilă aș vrea. Și pe urmă, ce interesant e că de Black Friday și perioada asta se duce dracul tot buying cycle-ul, pentru că oamenii sunt în modul ăsta. Adică efectiv toți au bani și cumpără cam orice. Asta e modul. E foarte important să reușim să targetăm pe oamenii ăștia care își doresc atunci să cumpere și să încercăm să ghicim ce să cumpere. Evident că, deja sunt oamenii care își amână cumpărăturile mari, laptopuri, frigidere, televizoare și așa mai departe și care așteaptă deal-uri bune în perioada asta. E important să găsim oamenii ăștia care sunt pregătiți în momentul ăla să cumpere. De asta, recomandarea mea este să trimiteți cât mai mult trafic. Însă aici cu două amendamente. Traficul nu trebuie să fie orientat pe brand. Nu știu, dacă facem PPC, da, fără să facem brand building, pentru că momentul ăla nu are nicio fel valoare ca și afiliați, și fără să facem spam. Nu știu, să plasăm cookie-uri ca lui. Trebuie să avem o strategie de care să ne ținem.
Trei aspecte importante la filiere în perioada asta. Primul dintre ele, cred eu, cel mai important este relația cu magazinele. Trebuie să știm care magazine pregătesc promoții de Black Friday și trebuie să avem o relație bună cu ele, să încercăm să aflăm dealurile dinainte pe cât se poate, să ne asigurăm că magazinele respective vor avea un uptime bun în ziua aia, să ne asigurăm că vor avea stocuri și așa mai departe. E foarte important să fii printre primii care primesc uneltele specifice de Black Friday. Un exemplu foarte bun ar fi bannere sau feed-uri de produse specifice în ziua respectivă. Putem să cerem exclusivități sau putem să mergem noi cu propuneri către magazine. Noi, în principiu, a două parale oferim o gamă destul de variată de unelte, de la bannere, feed-uri de produse, link-uri text. Avem o soluție foarte mișto care se numește Link-to și care e folosită în special de cei care au produs foarte mult conținut. Asta e un JavaScript care se pune pe toate paginile footer, da? Cum e Google Analytics, de exemplu, și care suprascrie toate link-urile magazinelor pe care din conținut cu link-uri de afiere. În felul ăsta tu poți să ai mai mulți editori care îți scriu la blog sau la site-ul tău de conținut sau, nu știu, dacă ești un plus media foarte mare. Așa, poți să ai mai mulți editori și foarte greu să-i trăinești pe toți și să-i înveți să-ți facă link-uri de afiere. În felul ăsta pui JavaScript ăsta și automat toate link-urile care apar pe magazinul online sunt suprascrise cu link-uri de afiere. Și evident, există un API care e destul de complet și de complex, astfel încât să vă ajute să faceți orice vă doriți. Bun, și astea sunt câteva strategii. Din nou, pe care le am recomandat și le recomandăm. Landing page personalizat pentru eveniment. Asta fie cumpărați un domeniu pe care îl pregătiți special pentru evenimentul ăsta, nu știu, fie să zicem că aveți site-ul muher.ro. E un dintre site-urile dintre afiliații cu care nu avem o relație foarte bună. Deci ar putea să facă Claudia, de exemplu, Claudia e proprietarul acestui site. Ar putea să fac o muher.ro/Black Friday, unde se prezinte cele mai importante oferte de fashion în ziua respectivă. Ce e foarte important este să nu trimiteți trafic degeaba. Evident, cu toții știm că 99-98-95% cifrele variază din traficul pe care îl trimitem, se pierde pentru că oamenii respectiv nu sunt pregătiți în momentul ăla să-l cumpere. Dar e foarte important, din punctul meu de vedere, să colectăm adrese de mail pe cât se poate, de oameni care sunt interesați de anumite tipuri de cumpărături. Și de ce nu să facem niște de marketing înainte de evenimentul ăsta sau înainte de orice alt eveniment, astfel încât oamenii pe care îi pierdem, că nu sunt pregătiți să cumpere atunci pe loc, putem să-i retargetăm pe urmă. Pagina de Facebook, cover foarte bine. Dacă aveți un site, chiar puteți să vizați pe pagina de Facebook și puteți să prezentați acolo ofertele. Ce am văzut că am trecut, că se practică destul de mult, e curarea, nu știu, cred că ăsta e cuvântul potrivit în română, dar pentru comunități. Ce înseamnă asta? Am văzut mulți bloggeri care anul trecut, de exemplu, preluau oferte de la magazine și le prezentau audienței lor, cititorilor lor, da? Și alegeau ei ofertele care considerau că sunt cele mai bune, făceau update-uri cu privire la magazin online, care e app, care a picat, care și-a încheiat scopurile, care a pus un PDF în loc de ofertă, care are oferta online, offline, care are online și așa mai departe. Puteți să cumpărați trafic, media, ea zice că trafic e un cuvânt așa mai urât, puteți să cumpărați media de pe Facebook sau de pe Google, dar din nou, atenție, fără să faceți spam și fără brand building. Și acum, în încheiere, ce e foarte important, performance marketing-ul, care se pliază foarte bine pe buying cycle-ul pe care vi l-am arătat mai devreme. Avem o parte asta, o parte din CPC, CPL-uri, cost per action, unde intră de aici încolo încep Google-ul și afilierea, și partea asta e cost per mile, da? Costul pe mia de afișe. În partea asta, dacă vrem brand awareness, mergem aici. Dacă vrem oameni care sunt pregătiți să cumpere, mergem în partea aia.
aici evident o plătim la viuț sau la click, în partea aia plătim la click, la lead sau la cumpărături. Aici avem trafic care nu e neapărat calificat, acolo avem trafic calificat. Aici avem oameni pur și simplu care navighează, care și citesc, acolo avem oameni care se interesează direct de produse. Aici ne interesează reach-ul, acolo ne interesează target-ul. Și încă o chestie, după cum vedeți, așa crește volumul, e foarte ușor să atingem foarte mulți oameni aici și foarte greu să atingem acolo foarte mulți oameni. Și invers crește valoarea pe care poate să genereze oamenii pe care... Și aș avea o adăugire pe care o pun în prezentări vis-a-vis de CPA, CPL, CPC și CPM, și anume transferul riscului. În cazul CPA-ului, transferul riscului este aproape complet, astfel advertiserul primește practic tot riscul, da? afiliat, unde în CPM riscul este, adică clientul are cel mai mare risc pentru că el dă toți banii, da? Și se așteaptă să primească acțiuni, și CPC-ul, bineînțeles, vine ca cel mai echilibrat, care oferă ambele variante și rezolvă toate problemele și pe zona și pe zona. Da, vreau să spun asta. E foarte, foarte bun asta cu riscul, da? Noi spunem întotdeauna că riscul afiliere era la făcând spre extrem, spre partea dreaptă. Riscul la afiliere întotdeauna e la afiliat. De ce? Pentru că afiliații trimit trafic, dar magazinul, nu știu, poate să nu mai aibă produs în stoc și nu plătesc pentru acea vânzare. Sau site-ul poate să fie picat și nu plătesc pentru acea vânzare. Sau numărul de telefon pe site și magazinul nu plătește pentru acea vânzare. De aceea, întotdeauna riscul la afiliere, noi considerăm că e la afiliat. Riscul cel mai mare pe care poate să-l aibă un magazin sau un advertiser e să aibă o factură mult prea mică. De ce? Pentru că dacă are o factură mică, înseamnă că el a vândut puțin până afiliere și înseamnă că pentru el nu funcționează. Ok, luăm două întrebări. Luăm două, trei întrebări? Hai să vedem. Dacă avem aici o întrebare. Ce tipuri de campanii funcționează cel mai bine în afiliere de Black Friday? Campanii de banner, campanii Facebook, CPC? Banner în principiu... De Black Friday. De Black Friday, eu o să spun. În principiu de Black Friday trebuie să mergi... Nu, grada de conversie crește enorm de mult, încât tu, ca afiliat, ceea ce trebuie să faci este să încerci să trimiți cât mai mult trafic, cât mai mult posibil targetat. Cu toții știm că să trimitem mult trafic printr-o campanie de banner e destul de greu. Dacă nu e marketing. Cum? Dacă nu e marketing. Dacă nu e marketing. Ce ne mai trebuie să avem niște bannere care să fie foarte mult orientate spre vânzări, către și spre click. Hai precis. Site-urile sau paginile de Facebook? Cel mai mult în perioada asta, în perioada aia... Site-urile sau paginile? Site-urile și paginile care sunt construite specific pentru perioada asta. Ok, mai avem întrebări? Haideți să mai avem întrebări. Mai avem sticle de vin de la mine, sub un loc. Avem întrebare. Hai să vedem o întrebare. Stai că vin cu microfon. Dacă poți să îmi dai exemplu, ce tip de servicii se pot vinde prin, sau care serviciile care se vând cel mai bine? Servicii, da? Da, la parte de produse, la produse e clar, la servicii. Care se pot vinde prin afiliere, da? Da, de exemplu, la asigurări, se pot vinde prin afiliere? Da, avem, se poate vinde orice prin afiliere, la care tehnic există un thank you page, unde utilizatorul, pe care ajunge utilizatorul după ce a făcut o acțiune pe site. Adică a completat un formular, de exemplu, a făcut sign-up la un soft și așa mai departe. Dacă are număr pe telefon, pe pagină, nu prea ai cum să... Noi avem și opțiunea asta prin care putem să și recomandăm advertiserilor să ascundă numărul de telefon pentru traficul venit din afiliere. La momentul de față pot să zic că lucrăm cu bănci, lucrăm cu companii de asigurări, lucrăm cu firme de software, da, bănci, nu știu, OTP, Provident, AEG, au avut campanie cu noi, asigurări Astra, asigurări AXA, RCA, Eftin și așa, firme de software, nu știu, EZBIL, de exemplu, EZBIL. Sunt am și eu o întrebare. Spuneai mai devreme legat de riscul afiliatului. Dacă ceva de genul, dacă site-ul este căzut și a trebuit să vânzare,
problema lui, dacă vânzarea este făcută pe numărul de telefon. Și asta m-a interesat pentru că mă gândesc, nu se poate face un fel de phone tracking, să-ți dai seama. În România, în momentul de față, nu e cost efectiv pentru nimeni să faci phone tracking. Există soluții, în afară se practică, în momentul de față în România e destul de gros de implementat. Ce se poate face, am avut magazine care au luat top afiliați, da? Și au asignat fiecărui afiliat un număr de telefon dedicat. Și în momentul ăla magazinul respectiv a putut să știe că se poate identifica pe baza cookie-ului, da? Pe baza cookie-ului care se află pe calculatorul celui care intră pe site, se știe de către care afiliat a fost referit și atunci noi afișează numărul de telefon general, ci afișează un număr de telefon specific pentru afiliatul ăla și specific pentru vânzările care au fost făcute prin intermediul acelui număr de telefon, se plătește comision afiliatului. Dar asta e o chestie pe care noi recomandăm ca afiliații să se ducă, mai întâi să demonstreze magazinelor că pot să primită trafic mult și targetat care convertește și se pot duce pe urmă foarte ușor să vorbească cu magazinul și să ceară o alocare la asta de număr și dacă găsesc deschidere la magazin, se poate și implementa. Practic cel mai bine construiești, să zic așa, un landing page separat pentru traficul care vine din... Nu landing page, există o zonă pe site, asta zicem că aici așa numărul de telefon, chestia asta tehnic se pune într-un link. Da, bine. Da, nu, e fix același și chiar, uite, am un exemplu, intrați pe un site atelierul.ro, dacă care vinde pe mașini, în momentul în care o să intrați implicit, o să vedeți că îi prindă numele de telefon, în momentul în care o să intrați dând click pe un banner sau pe un alt om afiliat, o să vedeți că toate numele de telefon dispar. Și în felul ăsta ajută afiliatul să convertească. Bun, asta e informație care o știe magazinul, că vine clientul, vine de la afiliatul X. Da. Bun, și nu ar fi stimulat tocmai să nu dea comision, pentru că totul întâmplându-se prin telefon, doar dacă magazinul recunoaște că da, uite, a venit de la tine, e aici, dar... Afiliere foarte... Avantajul la noi este că noi suntem un third party, da? Și cumva noi avem dreptul să cerem atât magazinelor dovezi cu privire la anumite comenzi care au fost respinse, astfel încât se asigură pe afiliați că nu e ok. Dar pe deasupra chestii astea e o afiliere, o chestie de încredere. E strict și nu vrei, adică dacă tu faci chestia asta, da? Partenerii automat, natural, o să se îndepărteze de a te promova. Adică o să-ți pierzi afiliații, practic. Da, ca să zic mai, nu știu acum mai concret, dar ca să dau un alt exemplu, există noțiunea asta că afilierea e un ecosistem care se autoreglează, știi? Cred că ai mai auzit chestia asta și... Păi, doar din da, dacă e un magazin care efectiv tot timpul, nu știu, respinge comenzile sau ceva, n-am avut pe stop sau pur și simplu o rată de conversie mică, implicit afiliaților să mai promovezi. Și am avut cazul de astea și n-a fost nevoie să-i dăm noi afară, pur și simplu au venit cealaltă doar, dar noi nu convertim, pentru noi nu funcționează. Ok, ce rată de respingere? 70%. La 70% sau la 50% din comisioana din vânzări, dacă le respinge, vine ca afiliații noi să te mai promovezi. Mulțumim mult, Bogdan. Guys, mersi mult. Mulțumim mult. A 83-a ediție lumea SEO pe PC se apropie de final. Sper că v-au plăcut sushi-urile. Vă invităm pe mysushi.ro pentru mai multe comenzi în seriile în care nu aveți chef să comandați altceva sau să mâncați în casă, făcut de voi. Mulțumim partenerilor IQS, Traffic.ro, Comunicare de Presă, Orașul Meu, Startup, GP, The Hub Bucharest, sponsorilor Newsman, M-Ready, Două Parale, SEO Monitor și Web Digital. Totodată vă anunț sau vă amintesc că pe seomonitor.com/lumeaseoppc puteți descărca gratuit pentru cei din sală aplicația SEO Monitor, puteți să vă faceți cont practic și puteți să accesați aplicația SEO Monitor. De asemenea, vă aduc aminte de studiul SEMRO, cu acele date foarte interesante pe care le-a prezentat Alexandra. Dacă sunt în sală cei care sunt specialiști în SEO și PPC, practic, câți dintre voi sunteți specialiști în SEO și PPC?
Ok, excelent. Cei care sunt specialiști pot deveni membri în Asociația Specialiștilor în Search Engine Marketing din România și astfel pot avea, pe lângă acces gratuit la lumea SEO PPC pe tot anul, pot avea diverse discounturi și, de asemenea, diverse pot participa la implementarea diverselor politici în piața de Search Engine Marketing în România. Vă mulțumesc mult, Ionuț Munteanu, vă aștept data viitoare la lumea SEO PPC.